Săptămâna trecută, consilierii locali ai municipiului Călăraș s-au întrunit în ședință ordinară. Pe ordinea de zi s-au aflat 13 proiecte de hotărâre ce au fost supuse aprobării. În cadrul ședinței, consilierii au discutat pe marginea listei de investiții publice de interes local finanțate în anul 2021 din împrumutul bancar contractat de la CEC Bank în valoare de 41.572.000 de lei. Haideți să intrăm în ordinea de zi. Și vă propun proiectul de hotărâre numărul 1 privind aprobarea planului urbanistic zonal, ridicare interdicție de construire, lotizare și reconversie funcțională în zona mixtă și locuințe plus funcțiuni complementare, teren număr cadastral 31035, carte funciară numărul 31035, situat în municipiul Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 2. Pentru acest proiect de hotărâre a fost necesar, el a fost transmis doar la Comisia numărul 1 spre avizare, Comisia de Organizare și Dezvoltare Urbanistică. Dacă un reprezentant sau președintele acestei comisii ne poate spune care este punctul de vedere al comisiei. Favorabil. Deci comisia 1 favorabil. Am înțeles. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, o singură problemă, cred că ar fi, nu știu dacă e o problemă, e totuși o întrebare. Mi s-a sesizat că pe acest teren încă se află clădiri, iar asta nu ar permite lotizarea în mod corespunzător a terenului. Am înțeles. Cere direcției urbanism să facă verificări la fața locului și să ne dea un răspuns? Da, putem solicita conform documentelor direcția de urbanism de a comunica că nu există construcții. Nu există. Am fost și eu vreau să vă informez. Dacă există, și-au asumat. Țineți cont de ceea ce rog domnul consilier și atunci comunicați, urmarismul să comunice dacă nu s-a regăsit în aceste documente, dar ceea ce nu cred, atunci că pun acest lucru. Eu vreau să vă întreb pe cei că vin, am fost personal acolo, este într-adevăr moluz, mult clădiri, nu sunt, dar moluz, avem de cărat, cred că 200-300 de metri cub de materiale de construcții cărate de la diverse demolări, spart, trotuare. Atâta este deficit. Care trebuie să-l deportez pe acolo, nu-mi trebuie, dar știți foarte bine. Nu? Nu de doi știm. Mai rămas ceva. Bun. Alte puncte de vedere? Nu sunt. Trecem la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre? Mulțumesc. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 și mai avem un format online de 10 pentru un format de zi și mai avem pentru domnul Sârzea, domnul Chiriță și domnul Stoian au votat pentru. Abține? Deci 13 voturi pentru. 1, 2, 3, 4, 5 abțineri și mai avem 3 împotrivă, doamna Enache, doamna Croitoru și domnul Buzea, în mod online. Deci 3 împotrivă. Proiectul s-a aprobat cu 11 voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiectul de hotărâre numărul 2 privind concesionarea prin licitație publică a unor imobile, terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călăraș, situate în intravilanul municipiului Călăraș, ansamblul rezidențial Știpei Vodă, în vederea edificării unei locuințe. Proiectul a fost transmis spre avizare Comisiei de Buget și Finanțe și Comisiei de Organizare și Dezvoltare Urbanistică. Vă rugăm avizele. Favorabil. Deci am... Urbanism. Și bugetul finanțe? Bugetul se întâlnește după ședință. Propun să supunem la vot. Mai ales că nu e nicio... Ok. Teoretic. Legal nu putem avea pe ordinea de zi dacă nu are avize de la toate spatele comisii. Spatele domnului, spuneam la începutul ședinței. Atât timp cât nu definește condițiile din contractul administrativ, un proiect de hotărâre. Doamna consilier, materialele au fost date în termen legal în 5 zile. Nu e vina aparatului sau a mea sau a domnului primar că nu v-ați întâlnit până acum. Trebuia să vă întâlniți. Atât fizic și online. Și să dați acele avize. Mine ce spune codul administrativ. Asta spune codul administrativ. Obligatoriu trebuie să ai
aibă în spate orice proiect, acel aviz. Dumneavoastră trebuia să vă îngrijiți ca toate proiectele să îndeplinească condițiile legale pentru a fi în dezbatere. Este foarte simplu. Haideți să facem o propunere. Să ne punem toți absențele motivate pe toate cele trei luni de când suntem consilieri, că n-am fost în stare să ne punem. Condițiile astea ar trebui rezolva consiliul. Acestea sunt chestiuni de contencios administrativ. Atacă hotărârile care nu au ceea ce trebuie în spate în contencios, eu cred că o serie de avize sunt date, sunt în mod online. O parte din consilieri și-au manifestat. N-am avut comisie fără asta. Nu am avut nicio hotărâre să ne avizat. Trebuie să existe aviz în spatele fiecărui. Doamna, atât timp când nu vă puteți întâlni fizic, nu ne permite legea, nu pot exista avize fizice. Legea ne permite, 10 persoane ne putem întâlni. Doamna Luca, o secundă. Comisia de Sănătate și-a ales președintele, Comisia de Învățământ la fel, urbanist, cineva împiedica să vă adunați. Da, nu vă supărați, că dumneavoastră sunteți majoritar, sunteți vreo. Nu e vorba de majoritar, că toți suntem colegi aici, nu e. Eu am venit mai târziu în Consiliu și am tot așteptat să fiu și eu invitată la o ședință. Cine este președinte la... La 3, la comisia, la proiectul cu 3-3, avem aviz favorabil. Suntem la 2. La 2, mă scuzați. Asta eram pe comisia juridică. Învățământ, sănătate... Asta este... Doi. Nu, acum, deci noi am hotărât că ne întâlnim după ședință pentru finalizarea... Hai să facem o pauză atunci. Da. Votați pe comisii și intrăm în ședință. Care punem pe ordinea de zi. Ce comisii nu sunt constituite, intrați și constituiți-vă comisii și am terminat. Dați avizele pe care vreți să le dați și le supunem la voi și am terminat. Dacă să trăim atâtea discuții. Părerea mea. Da.